O femeie de 81 de ani din municipiul Petroșani a fost găsită în această dimineață fără suflare în casă. Vecinii și rudele nu au mai văzut-o pe femeie de câteva zile, motiv pentru care au alertat poliția și pompierii. La fața locului s-a deplasat o echipă de poliție, pompierii și un echipaj SMURT, care au găsit-o pe femeia decedată. Pentru a intra în apartament a fost nevoie de spargerea ușii. Am fost anunțați că o persoană e posibil să fie blocată într-un apartament de pe strada General Dragalina. Ne-am deplasat cu două autospeciale, o autospecială pentru descarcerare și una de prim ajutor. Am așteptat să vină un aparținător al familiei care a anunțat evenimentul, după care am spart ușa cu ajutorul unei rănci și am intrat în apartament și am constatat că o persoană se afla în pat, nemai având semnele vitale. La domiciliul femeii s-au deplasat și rudele ei, care povestesc că nu au mai văzut-o de câteva zile. Rudele acesteia spun că au încercat să intre în casă, însă nu au reușit, ușa fiind ferecată cu un lanț pe interior. Avem o rudă care locuiește aici și ieri am adus un bidon de apă, l-am pus la ușă, am tot sunat la telefon ieri, toată ziua nu a răspuns la telefon și am trecut pe aici azi dimineață să vedem. Iar am sunat de la ușă, s-a auzat telefonul, am crezut că poate fi smuls telefonul cumva sau... Și n-aveați cheie? Aveam cheie, dar nu puteam intra. Era singură, singur? Singură. 80 de ani. Era cu lanțul blocat, vezi? Era cu lanțul, așa-i? Da. Vecinii spun că femeia suferea de mai multe boli și că de aproximativ 2 săptămâni nu au mai văzut-o. Era bolnavă? Da. E bătână, are 80 nu știu câți ani. De 2 săptămâni am urmărit eu cu ea. De atunci nu l-am mai văzut. Potrivit pompierilor, femeia a decedat în cursul zilei de luni. La fața locului s-au deplasat și reprezentanții medicinei legale. În cazul de față, nu există suspiciunea comiterii unei infracțiuni.